După prelungita toamnă, ai sosit precum o doamnă. Îmbrăcată ai haină albă, friguroasă iarnă d'albă. Sania, plină lui Moș Crăciun, cu daruri multe vine în ajun. Renicii dragi ne aduc în desagi. Dacă surprize, no, n-am să vă spun. Cu fiecare an ce trece, noi te așteptăm. Ascuns după perdea la geamuri te întâmpinăm. În sunete de clopoței, aleargă reinimiții tăi. Dragi spectatori, susținători și mini-actori, uvertura festivalului nostru urmează să declare deschise cele 3 zile de emoții și bucurii ale cântecului de stea. Festivalul Național de Muzică și Tineret, ediția 4, inițiat de Asociația Children Forever, cu sprijinul Primăriei Piatra Neamț, Consiliului Local și Consiliul Județean Neamț, se desfășoară sub înaltul patronaj al Ministerul Educației Naționale. Începând cu această ediție, avem alături de noi sprijinul și participarea nemijlocită a Centrului pentru Cultură și Artă, Carmei Seculare Neamț. Partenerii noștri media sunt Teatrul Tineretului Piatra Neamț, Fundația Ion Coman, Radio România Regional, STV Neamț, TVM Neamț. Partenerii alături de noi în fiecare an sunt și Școala Gimnazială Nicu Albu și Grădinița Veronica Filip Piatra Neamț. Invităm în scenă mentorii și inițiatorii acestui important eveniment. Director Centru pentru Cultură și Artă Carmen Seculare Piatra Neamț, doamna economist Carmen Năstase. Director Festival, doamna profesoară Codruța Sava. Președinta Asociației și director artistic al festivalului, arhitect Adina Panaitescu. Bună ziua și vă urez bine ați venit la acest festival, la ediția 4-a Festivalului Național pentru Copii și Tineret, Cântec de Stea. Suntem pentru prima dată parteneri în acest proiect frumos, alături de Asociația Children Forever și mulțumesc foarte mult pe această cale că s-au gândit să ne cheme ca parteneri. Eu vă mulțumesc că ați acceptat, ne-ați ajutat foarte mult. Fără Centrul de Cultură Carmen Seculare nu am fi putut face acest festival. Mulțumim foarte mult Primăriei Piatra Neamț și Consiliului Județean Neamț pentru că altfel nu s-ar fi putut face acest festival. Și mulțumim copiilor și părinților și profesorilor care au răspuns prezent chemării noastre, invitații noastre. Și vă mulțumesc că v-ați pregătit atât de frumos, deja vă văd pe toți îmbrăcați și văd emoțiile crescând și mă bucur că sunteți aici alături de noi. Noi vă dorim succes, vă urăm bine ați venit, vă dorim succes și așteptăm să fiți cât mai veseli și cât mai bine dispuși toate zilele festivalului. Bună ziua, vă spun și eu! Și bine ați venit la 4-a ediție a festivalului nostru Cântec de Stea. Mulțumesc și eu, doamnei Carmen și Centrului de Cultură și Artă Carmen Seculare. Sunt niște parteneri extraordinari, organizatori de anul acesta alături de noi, niște oameni minunați. Dragii mei, ca să nu mai lungim povestea, pentru că sunt mulți copii astăzi care vor intra, o invităm în scenă pe doamna... Pe doamna viceprimar, Simionică Aurelia, și pe doamna consilier județean, doamna Iulia Șerban, care ne-au ajutat foarte mult și ne-au susținut și fără de care nu se putea face acest festival, care este al vostru, copii dragi. Mulțumesc pentru invitație. Eu consider că vârstele care vor fi pe scenă sau în sală sunt minunile noastre permanente. Să nu uităm că decembrie e luna miracolului și a minunilor. Cred că nu te poți apreca cu mai multă dăruire, nu poți investi în ceva mai prețios decât ceea ce înseamnă
acești copii minunați pe care i-are România în momentul de față, cei din sală, cei de acasă, cei din fața televizoarelor, cei care sunt indiferent unde în acest moment. Cu mare drag întotdeauna Primăria Piatra Neamț, Consiliul Local, eu personal, vom fi alături pentru astfel de acțiuni. Să dea Dumnezeu și putere organizatorilor să ajungă la al 50-lea eveniment de acest gen, să se implice și în alte evenimente către binele tuturor, dar mai ales pentru ceea ce înseamnă partea artistică, partea frumoasă, siguranța, încrederea, ambiția și inocența copiilor minunați care vor intra în acest spectacol. Vă mulțumesc pentru invitație, să aveți succes în acest spectacol, să fiți sănătoși, sărbători fericite și să dea Dumnezeu ca permanent această sală să fie plină cu alte și alte generații de copii. Bună ziua! Doamnelor și domnilor, stimați concurenți, îmi revine deosebită plăcere de a reprezenta Consiliul Județean Neamț, care reușește și în acest an să continue parteneriatul cu Festivalul Cântec de Stea. Cela de la Vrancea spune extrem de frumos în scrierile sale că muzica este dovada că raiul există pentru că se aude. În acest spirit al muzicii, iată cum un astfel de eveniment va reuși să ne înalțe sufletele de această dată pe un portativ spiritual, să ne desprindă din cotidian și să ne transpună într-un timp sacru al colindelor și al sfintelor sărbători de iarnă. Dați-mi voie să vă doresc din tot sufletul, doamna Adina Panaitescu, să continuați acest minunat festival și în anii ce vor urma, să continuați acest minunat festival de celebrare a vieții prin muzică și artă. Dați-mi voie tuturor concurenților care au venit din întreaga țară să le urez un festival plăcut, să le urez să evolueze cu succes în zilele ce vor urma pe această scenă a Teatrului din Piatra Neamț. Vă spun încă o dată bun venit în județul Neamț și mult succes! Am vrea să vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Vrem să vă spunem că începând din acest an avem și copii din străinătate, puțini. Sperăm ca de anul viitor să fie mai mulți și este anul acesta este prima ediție când am putea spune că este internațional, având în vedere că avem doi copii, o fetiță din Turcia și o fetiță din Italia. Sperăm să continuăm cu mai mulți copii să se audă de festivalul nostru și datorită acestor parteneriate încheiate, cu siguranță vom avea mai mult credibilitate și mai mult forță ca să putem invita copii. Aș vrea să vă spun că în fiecare an Primăria Piatra Neamț și Consiliul Județean ne-au susținut și, bineînțeles, prezentatoarele noastre vor vorbi despre toți sponsorii și toți partenerii. N-aș vrea să uit pe nimeni și să supăr pe nimeni, pentru că numai așa putem să facem acest festival. Și aș vrea să mai completez cu ideea că inaugurăm, în ghilimele, Teatrul Tineretului, care a fost în reabilitare 3 ani de zile. Este prima manifestare și vă rog frumos să-i aplaudăm pe cei care au menegeriat toată această activitate. Și sper că vă place. Mulțumim și vă dorim mult, mult succes! Aș vrea să mulțumesc din nou Primăriei Piatra Neamț, care a permis și directorului teatrului, care este și președintele onorific al festivalului nostru, domnul actor Liviu Timuș. Aș vrea să le mulțumesc că ne-au permis să desfășurăm activitatea aici, cu noi, cu acești copii minunați, să se binecuvânteze locul după ce 3 ani teatrul a fost închis. Este o minune care s-a întâmplat și că am avut scaune și că am avut tot ce ne trebuie și lumini. Vreau să țineți cont de faptul că doamna Codruța Sava a inițiat acest festival, că datorită ei el merge mai departe, pentru că ea a fost cea care și-a dorit foarte mult un festival de iarnă, ea fiind specialist în tradiții românești, și ea a spus, eu trebuie să fac acest festival. Eu am apărut mai târziu.
alături de tine. Da, eu am apărut mai târziu, dar da, fără voința ei puternică nu s-ar fi făcut prima ediție. Simt cum crește tensiunea în sală. Da, da, și emoțiile pe scenă. Trebuie să vă prezentăm sponsorii fără de care festivalul nu ar fi putut avea loc. Banca Română de Dezvoltare. SC Refil Neamț. SC Perla Invest. SC Casa Scutaru. SC Grand Hotel Ceahlăul. SC Izotec. SC Rogrup. SC Țesături Petrodava. Și SC Magic Cake. Să nu uităm partenerii noștri, cluburile. Viva Alegria! Artis. Și Asociația Culturală Star, care asigură coreografia festivalului. Sonorizarea va fi asigurată de studioul Dan Cris Piatra Neamț, iar transmisiunea televizată online este asigurată de Radio România Regional Iași cu sprijinul CB Media. Nu uitați să solicitați pe parcursul celor 3 zile filmarea și fotografiile evoluțiilor interpreților de la CB Media. Salutăm prezența în sală a reprezentanților postului de televiziune Canal D, doamna Alina Constandache și domnul Răzvan Cosma. Jurul festivalului se bucură de asemenea de toată atenția noastră. Mulțumim că au răspuns prezent invitației noastre. Președintele onorific al festivalului, actorul Liviu Timuș. Președintele de facto a celor 3 ediții anterioare, compozitorul, chitaristul și profesorul, mare iubitor al copiilor talentați, Cristian Alivej. Compozitorul Marcel Iorga. Compozitorul Dumitru Jijie. Compozitorul și producătorul muzical Cătălin Dascălu. Compozitorul Claudiu Bulete. Textier Carmen Aldea Vlad, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Inspector general în Ministerul Educației Naționale, profesor Viorica Preda. Profesor metodist CCD București, Silvia Borțeanu. The show must go on. Începem cu secțiunea interpretare, grupa cea mai simpatică, 5-7 ani. Deschidem secțiunea interpretare grupa 5-7 ani cu Sabrina Aniculesei din Roman, care vrea să ningă cu steluțe.
globuri și steluțe colorate. În ziua de ajun ninge iar și noi spurăm pe dedeluș ninge iar. Ninge și cu bulgări de nea ne jucăm. Visul oricărui copil de a ninge este și visul Ștefaniei. Alexa din Bacău, prin piesa Ninge Ninge, a îndrăgitului compozitor și textier Marcel Iorga, speră să aducă zăpadă la Piatra Neamț. Ninge, ninge, peste
Mihai Bratosin vine din Fongshan să ne încânte cu un cântec din repertoriul internațional White Christmas și se va ruga să avem cu toții un Crăciun alb și fericit. Ana Maria Ceparu, ungureanu din Roman, ne spune: sunt o zână a zăpezii și își dorește să credem pe cuvânt. Har, ninja, ninja, yeah.
Mulțumesc! Am vrea să ne cerem scuze. În juriu este și prietenul nostru de ani de zile, domnul George Vanvu. Realizator de emisiuni Radio TV. Datorită dânsului putem să transmitem, datorită participării și acestui parteneriat încheiat cu Radio Iași, putem să transmitem online în fiecare an festivalul nostru. De asemenea, aș vrea să vă spun că partenerii noștri, CB Media, vor asigura copiilor filmări, bineînțeles filme profesionale și fotografii și postere pentru 35 de lei. La finalul fiecărei evoluții puteți lua de la CB Media materialul. Textiera și compozitoarea Maria Ene, alături de compozitorii Viorel Andrițoiu și Sorin Rădulescu, au compus piesa Poveste de Crăciun și pentru Dare Ioana Chetraru din Bacău. Să-i urăm succes!
o frumoasă poveste de iarnă. Ne va cânta Matea Ioana Cosma din Bacău. Muzică Cristiana Livej, text Viorela Filip. Iarna copiii fugeau
se arată, corul de îngeri cântă în cer pentru noi. Ninge încet, totu-i alb, e perfect, urmez pe drum, a venit foș Crăciun. E iarnă, iar ninge cu jucării, ca într-un bal, prins doar pentru copii. Toată lumea cu mine! Pomul de iarnă dorit, cu globul l-am împodobit. Stelele sus s-au aprins, e seara noastră de vis. Ne adunăm cu toți în jurul bradului și așteptăm cu minți cadoul moșului. Ninge încet, totu-i alb, e perfect, urmez pe drum, a venit Moș Crăciun. E iarnă, iar ninge cu jucării, ca într-un pas, doar pentru copii. E vremea când iubirea nouă ni se arată, corul de îngeri cântă-n cer pentru noi. Ne adunăm cu toți în jurul bradului și așteptăm cu minți cadoul moșului. Ninge încet, totu-i alb, e perfect, urmez pe drum, a venit Moș Crăciun. E iarna, iar ninge cu jucării, ca într-un pat, prins doar pentru copii. Ninge încet, totu-i alb, e perfect, urmez pe drum, a venit Moș Crăciun. E iarna, iar ninge cu jucării, ca într-un pat, doar pentru copii, pentru copii, pentru copii. Mulțumesc! Roberta Iancu, tot din Bacău, ne va încânta cu piesa Omule de zăpadă a îndrăgitului Mihai Constantinescu. Omule, omule de zăpadă, prietenul meu.
Curajoasa Ana Maria Istudor din Focșani vine să ne bucure cu interpretarea piesei I Saw Mommy Kissing din repertoriul internațional. Județul Neamț vine acum pe scenă festivalului Ana Maria Manoliu și ne anunță că ninge ca în povești. Muzică Cristian Alivej, text Viorela Filip. What's up?
ca sfârșit, dar cum să dorm seara asta? Renii trec din noapte, focul arde linii roase, rai și-o pâine caldă, ca la noi de sărbător. Hai pe terneluș să zburăm până jos, iarna e cu noi și e așa frumos. Hai pe terneluș să aștept, nu mai vreau, lângă sobă nu mai pot să stau. Hai pe terneluș să zburăm până jos, iarna e cu noi și e așa frumos. Hai pe terneluș să aștept, nu mai vreau, lângă sobă nu mai pot să stau. Din Focșani vine Ilina, Ilinca Ioana Maria Paraite să ne încânte cu piesa Bunule frumos Crăciun, compusă de Dumitru Lupu. Să-i urăm succes! Bunule frumos!